perioadă cu perioada rece vin și răcelele. Pentru a preveni gripele sezoniere, specialiștii recomandă vaccinarea. În context, în țara noastră a fost adus un lot cu 200.000 de vaccinuri antigripale. Potrivit medicilor de la Centrul Național de Sănătate Publică, în perioada imediat următoare, vaccinul va fi distribuit instituțiilor medico-sanitare publice, iar ulterior va demara campania de imunizare împotriva gripei sezoniere. Cei care vor fi imunizați, în primul rând, sunt persoanele cu risc sporit de îmbolnăvire, cum ar fi cele cu boli cronice, lucrătorii medicali, angajații din cadrul trupelor de carabinieri și grăniceri, ai Serviciului Situației Excepționale și Serviciului Vamal, copii din orfelinate. Ministerul Sănătății atenționează că, pentru evitarea riscului apariției de focare în colectivitățile de copii, o importanță majoră o reprezintă triajul, la prima oră de curs, efectuată de către profesori în clasă, prin trimiterea la medic sau izolarea la domiciliu a oricărui elev care prezintă febră sau alte semne de boală respiratorie acută. Specialiștii menționează că, în urma vaccinării, se reduce riscul apariției formelor severe de boală și a incidenței îmbolnăvirilor, precum și prevenirea complicațiilor, spitalizării și deceselor cauzate de gripă. Totodată, medicii mai atenționează asupra faptului că vaccinul împotriva gripei sezoniere nu protejează în cazul altor infecții respiratorii virale acute. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, se află cu o vizită de lucru la Sochi, unde participă la ședința Consiliului Șefilor de State al CSI și a Consiliului Economic Suprem Euroasiatic. În cadrul vizitei este planificată și întrevederea șefului statului cu omologul său de la Kremlin, Vladimir Putin, dar și cu alți oficiali de rang înalt. Totodată, agenda de lucru a lui Igor Dodon mai conține și o vizită la Universitatea de Stat din Sochi, unde va dialoga cu studenții. La fel, nelipsită va fi și întrevederea cu reprezentanții diasporei moldovenești din Sochi și din regiunea Krasnodar. Avem ce discuta cu partenerii noștri strategici din CSI, inclusiv cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. În cadrul acestor evenimente vor fi luate mai multe decizii de importanță majoră pentru țara noastră, dezvoltarea economică, creșterea exporturilor, precum și pentru diasporă. Sunt convins că vizita se va desfășura cu succes, a mai precizat anterior Igor Dodon. Premierul Pavel Filip l-a primit pe președintele Uniunii Camerelor și Burselor de Mărfuri din Turcia, Rifat Hisarcelioglu, însoțit de ambasadorul Turciei în Republica Moldova, Hulusi Kilici. Guvernul informează că oficialii au remarcat că întâlnirile la nivel înalt din perioada recentă au contribuit substanțial la crearea condițiilor optime pentru extinderea și aprofundarea cooperării bilaterale în diverse domenii. În context, Pavel Filip a menționat că obiectivul executivului este de a face investiții sociale ca urmare a dezvoltării economiei naționale. Pentru ca statul să aibă capacitate financiară să facă investiții sociale, să plătească pensii, salarii, trebuie să aibă o capacitate economică bună, iar pentru aceasta să creeze condiții atractive pentru investitori, a mai adăugat premierul moldovean. La rândul său, Rifat Hisarcelioglu s-a pronunțat pentru valorificarea oportunităților oferite de acordul de comerț liber între Republica Moldova și Turcia, precum și de acordul privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor între cele două state, menționând că țara sa va continua să facă investiții și este gata să împărtășească din experiența sa privind modernizarea vămilor și a serviciilor în vederea facilitării comerțului. Proprietarii de terenuri agricole care practică o activitate agricolă de cel puțin 5 ani vor putea amplasa pe aceste terenuri pensiuni agroturistice fără a schimba destinația terenurilor. În acest sens a opinat în cadrul unei conferințe de presă ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Vasile Bâtca. Proprietarii de terenuri agricole care practică o activitate legată de creșterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi, pomi, fructiferi, vițe de vie, vor putea să amplaseze pe aceste terenuri agricole pensiuni agroturistice, datorită modificărilor și completărilor aduse la codul funciar. În acest sens, ei vor putea economisi circa 170.000 de lei, bani ce ar putea să investească pentru confortul turiștilor sau în infrastructură, a mai precizat ministrul. Menționăm că, în prezent, pentru amplasarea pe terenurile cu destinație agricolă a pensiunilor agroturistice, este necesar de schimbat destinația terenului și de achitat pierderi pentru scoaterea din circuitul agricol al terenurilor. Cheltuielile în acest sens ajung la circa 12.000 de lei.
nu a trecut testul cu poligraful. Teodor Cârnaț și-a dat demisia din funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, în urma concursului pentru ocuparea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate. Acest test este o ficțiune, mă consider integru, m-am condus de lege și nu am acceptat influența nimănui, nici a persoanelor private, nici a partidelor politice, a menționat Teodor Cârnaț. Precizăm că acesta a ocupat funcția de membru al CSM începând cu anul 2013. Cel de-al doilea candidat, Victor Strătilă, nu a promovat nici el proba. Astfel, Autoritatea Națională de Integritate rămâne în continuare fără conducător. Prim-ministrul Pavel Filip și președintele Parlamentului Adrian Candu vor prezida ședința comună Guvern-Parlament. Aceasta se va desfășura vineri 13 octombrie la Parlament. La discuții vor participa membrii Cabinetului de Miniștri și președinții comisiilor parlamentare. În cadrul întrunirii va fi examinată implementarea foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare în a doua jumătate a anului 2017, precum și a planului legislativ pentru implementarea acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană pentru anul curent. Totodată, miniștrii și deputații vor discuta despre realizarea angajamentelor față de Fondul Monetar Internațional și vor trasa prioritățile pentru perioada următoare în agenda comună Guvern-Parlament. Pledează pentru o coaliție de dreapta pro-europeană. Anunțul a fost făcut de către mai mulți deputați din cadrul Partidului Liberal Democrat. Aceștia, în cadrul unei conferințe de presă, au menționat că îi îndeamnă pe toți cei care sunt pro-europeni adevărați să li se alăture și să devină astfel o forță. Vedem că acțiunile întreprinse de actuala guvernare ne duce spre un viitor destul de sumbru. Vor să izoleze Republica Moldova de Uniunea Europeană, a mai spus Viorel Cibotaru, liderul PLDM. Președintele Fracțiunii Liberal-Democraților din Parlament, Tudor Deliu, a spus la rândul său că este profund îngrijorată de situația vis-a-vis de justiția din Republica Moldova. În opinia lui, guvernarea o folosește în scopurile sale. Amintim că alegerile parlamentare ordinare urmează să se desfășoare în 2018. Anterior, câteva formațiuni au ieșit cu declarații vis-a-vis de eventuale coaliții în urma scrutinului. Astfel, PAS și PPD Bunăoară au menționat că nu vor conlucra nici de cum cu PDM sau PSRM. A întrecut măsura la glume. Un bărbat a alertat poliția precum că în incinta castelului Mimi, amplasat în satul Bulboaca, raionul Anenii Noi, ar fi plasat un obiect explozibil. În urma apelului, la fața locului s-a deplasat grupul operativ al Inspectoratului de Poliție Anenii Noi. Ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție, Silvia Vetcu, a declarat pentru Infoprim că la ora 10 și 10 minute, Serviciul Operativ 902 din Chișinău a comunicat Serviciului de Gardă al Inspectoratului de Poliție Anenii Noi despre recepționarea unui apel telefonic în care o persoană anunța că va arunca o bombă la castelul Mimi, supărată fiind pe personalul vinăriei. Ulterior, poliția a identificat numărul de telefon de la care a fost efectuat apelul. Menționăm că astăzi, la castelul Mimi, se desfășoară un congres cu participarea a 40 de invitați din Federația Rusă. Legea educației din Ucraina încalcă acordul de asociere dintre Ucraina și Uniunea Europeană, a declarat ministrul ungar de externe Peter Giarto. Acesta a mai adăugat că va iniția revizuirea acordului în cadrul reuniunii miniștrilor de externe ai UE la 16 octombrie, relatează Mediafax. Noua lege a creat o situație mai gravă pentru etnicii maghiari și pentru alte minorități decât ceea ce au experimentat în Uniunea Sovietică în privința educației. Se poate afirma în mod clar, dar pe baza întâlnirii cu liderii etnicilor ungari din Transcarpatia, că legea recent introdusă face imposibilă funcționarea școlilor maghiare din Ucraina, înlăturând dreptul minorităților maghiare de a studia în limba maternă după vârsta de 10 ani, a mai spus ministrul ungar. Amintim că Rada Supremă a Ucrainei a adoptat o nouă versiune a legii în privința educației, potrivit căreia va fi introdusă interzicerea școlilor ruse, ungare și române. Minoritățile naționale vor avea dreptul să studieze la școală doar o serie de materii în limbile native, mai transmite sursa citată.
o văd în funcție cel puțin până la finalizarea Brexitului. Asta e părerea a 6 din 10 britanici vis-a-vis de premierul Theresa May. Sondajul realizat în weekendul de după discursul lui May la conferința anuală a Partidului Conservator arată că 57% dintre votanți își doresc ca premierul să rămână în funcție cel puțin până când negocierile privind Brexitul se vor încheia în martie 2019, transmite Ager Press. Numai unul din 5 intervievați în acest sondaj realizat în rândul la peste 2000 de persoane consideră că ministrul de externe Boris Johnson ar fi un mai bun înlocuitor al lui May. Încercarea Theresei May de a-și reafirma autoritatea a fost obstrucționată săptămâna trecută, când discursul său a fost întrerupt de accese de tuse și de ironii. Discursul a venit la doar câteva luni după alegerile anticipate din iunie, în urma cărora Partidul Conservator pe care îl conduce a pierdut majoritatea în Parlament, cu câteva zile înainte de începerea oficială a negocierilor privind Brexitul cu Uniunea Europeană, mai relatează Ager Press. Cancelarul german Angela Merkel a anunțat că negocierile în vederea formării unei majorități și a unui guvern vor începe la 18 octombrie, transmite Ager Press. Discuțiile se anunță a fi unele complicate, întrucât îi vor aduce la aceeași masă pe conservatori, liberali și ecologiști, pentru crearea ceea ce ar putea fi prima coaliție națională formată din trei partide. Merkel este tot mai des criticată pentru victoria sa dezamăgitoare la alegerile legislative din septembrie și pentru avansul istoric al extremei drepte. În opinia oponenților cancelarului, generozitatea mult prea mare a Germaniei, care a primit peste 1 milion de imigranți în 2015-2017, este cauza acestui rezultat amestecat. Discuțiile pentru formarea unei majorități guvernamentale vor dura cel mai probabil câteva luni, iar legislația din Germania nu prevede niciodată limită. Până la formarea unui nou guvern, va rămâne în funcție actualul cabinet condus de Angela Merkel, însă în cazul în care cancelarul nu va reuși să formeze o coaliție, ar putea avea loc alegeri anticipate, mai precizează Ager Press. Ziua vinului este sărbătoarea care elogiază arta vinificației. În acest an însă, în Piața Marii Adunări Naționale au fost expuse nu doar vinuri. Astfel, unul dintre cei mai mari producători de cosmetice din Moldova, Viorica Cosmetic, a venit cu surprize pentru vizitatorii Zilei Naționale a Vinului, și anume a fost prezentată noua linie de produse cosmetice pe bază de strugure, cel care a fost protagonistul sărbătorii. În decurs de 3 ani, peste 20 de specialiști au lucrat asupra rețetei, au experimentat și au testat aceste produse. S-a dovedit faptul că strugurii sunt buni nu doar ca fructe la desert, dar și ca produse cosmetice. El este băgat în magneziu, calciu și menține nivelul de colagen din piele. În rezultat am obținut Viorica Grapes, linia care conține ulei din semințe de poamă și extract din frunzele de viță de vie. Această linie nouă are proprietăți antioxidante puternice cu un conținut bogat în acizi de fructe și polifenoli, care ajută la neutralizarea radicalilor liberi, cei care duc la îmbătrânirea prematură a tenului. Produsele din noua gamă Viorica Grapes de asemenea sunt bogate în vitamine și alte ingrediente de ultimă generație, care contribuie la o îngrijire eficientă a pielii, a corpului, dar și a firului de păr. Я была в сети магазинов Viorica, там Am vizitat rețeaua de magazine Viorica și am văzut produse din noua linie. Am procurat șampon din struguri cu keratină. L-am folosit și mi-a plăcut tare mult. Părul meu a căpătat luminozitate și îl piepten ușor după spălare. Sunt niște produse calitative care sunt pe bază de plante și mie îmi place să mă folosesc cu ele. Îmi face pielea fină. Odată cu venirea în 2012 a unui investitor privat la compania Viorica Cosmetic, au fost investite 7 milioane de euro, fapt care a permis modernizarea producției și elaborarea noilor game de cosmetice. Toate produsele Viorica Cosmetic sunt create pe bază de ingrediente naturale și nu conțin parabeni sau coloranți artificiali. Noua linie de produse cosmetice Viorica Grapes și-a găsit deja admiratori. Pentru a beneficia de aceste produse uimitoare, puteți vizita orice magazin din rețeaua Viorica Cosmetic sau puteți achiziționa acestea, dar și alte produse Viorica Cosmetic din supermarketuri și farmacii.